aia a fost prima pastilă pe care am consumat-o, era așa hexagonală, avea un logo cu un craniu pe față și doi de P întors, unul într-o parte, unul într-o parte pe spate și sărăcia din mine la momentul ăla, eu nu știam că Philip Plain e un brand de haine, în Mangalia dacă aveai Jordan era șmecher, eu prima oară am crezut că Philip Plain e o pastilă de ecstasy și după aia am aflat că este un brand de haine. Am căutat pastila aia pe net să văd cât de mea are în ea, dacă are 200, 250. Nu știam că la logo am scris acolo pe, pe Pill. Nu mi-a dat niciun rezultat. După aceea Ecstasy Pill with a skull on it, cu un craniu pe ea. Salut, sunt Vlad Bills. Vă uitați la High... Life. Bună seara și bine ați venit la High Life. În episodul acesta o să vorbim despre ecstasy, adică boabe și MDMA, substanța activă din boabe. Episodul acesta o să se numească Ecstasy, dragostea doare, pentru că îl filmăm pe 14 februarie de ziua îndrăgostiților și o să-l postăm undeva pe 16 februarie, pentru că nimănui nu-i place 16 -le. Haideți să intrăm în subiect. Dacă nu ați înțeles ce înseamnă exact conceptul ăsta de substanță activă, ce este MDMA-ul ca substanță activă, gândiți-vă la paracetamol, care este o substanță care te scapă de febră și de durere de cap și se găsește în tot felul de produse farmaceutice, precum coldrex, parasinus, nurofen și așa mai departe. Așa este MDMA-ul, o substanță care îți dă stări de fericire, de empatie, de căldură, de comuniune interioară, de amestecare a sentimentelor, o grămadă de senzații și emoții și se găsește în tot felul de pastile de ecstasy, printre care Punisher Albastru, Punisher Galben, SoundCloud Portocaliu, Audi Alb, Nespresso Mov, Heineken Verde, și alte pastile pe care le-am mai consumat de-a lungul timpului. Și aceste pastile, pe lângă faptul că au culori și forme diferite, au și cantități diferite de MDMA. O pastilă poate să aibă 150 de miligrame de MDMA, la fel de bine cum poate să aibă 300 de miligrame de MDMA. Deci jumătate dintr-o pastilă puternică poate să fie egală cu o pastilă slabă. De aceea niciodată, dar niciodată nu iei toată pastila întreagă. Asta e un sfat care se găsește și pe site-ul guvernului britanic. Don't be doof, take a half, adică nu fi lacom, iei jumătate de pastilă. O pastilă de ecstasy poate să conțină absolut orice de la cafeină la amfetamină, la opium, la metamfetamină, la la sunturile care conțin și heroină, absolut orice. Coloranți alimentari de aceea e pastilă verde sau albastră, absolut orice. De aceea unii oameni preferă să ia MDMA cristal pentru că este mai pur decât o pastilă de ecstasy, dar este și mai greu de dozat. O pastilă de ecstasy poți să muși jumătate din ea așa e, dar când ai un gram de cristal de MDMA nu știi exact sigur cum să-l dozezi, dacă ai luat un sfert dacă are 200 de miligrame, un sfert poate are 250, un sfert poate are 300, tu poate ai primit un 0,8 de MD în loc să primești un gram întreg și sfertul nu e același lucru. Și atunci e mult mai ușor de dozat o pastilă decât un MDMA cristal. Dar e riscul mai mare că nu știi ce altceva mai conține. Da, da, ăsta e riscul la pastilele de ecstasy și ca fapt divers, MD-ul în sine și pastilele de ecstasy prezintă un risc mai mare de supradoză decât alte droguri cum ar am fi amfetamina sau cocaina sau ketamina sau alte droguri. Dacă o să mergi vreodată la o petrecere de, de, de muzică electronică sau festivalul și o să vezi pe cineva care, e fact up total, și stă așa, efectiv omul ăla stă așa, nici măcar nu e zone out ca și când ar fuma foarte multă iarbă să stea întins și relaxat, omul ăla care stă așa, aia e mai mult ca sigur o supradoză de la MDMA. Este mult mai ușor să faci supradoză de MDMA decât să faci supradoză de COX sau de Speed. Și care sunt gradele de supradoză? Cum arată supradoza, varianta în care ai luat doar un pic mai mult decât trebuia și supradoza când ai luat mult mai mult decât trebuia? Gradele de supradoză, la un moment dat ai foarte multă fericire în corp. Și cu fericirea asta nu mai știi ce să faci, te copleșești atât de mult încât poți să faci atacuri de panică, poți să ai grade ridicate de anxietate și lucrurile continuă până la modul când îți pierzi cunoștința sau te încordează foarte tare, îți încordează maxilarul, îți amorțesc mâinile ți se încordează degetele ca la T-Rex, nu mai poți să ții telefonul bine în mână. Auzeam povești cu oameni care au luat prima pastilă de extrazi undeva prin 2007-2008 și... Pe atunci nu se știau atâtea lucruri și nici oamenii nu căutau pe net pe diverse site-uri și au luat toată pastila de ecstasy, pe lângă faptul că le-a sărit maxilarul dintr-o parte în alta. Cineva și-a spart o măsea la o petece de tehnoase în centru vechi de la chestia asta că a luat toată boaba, toată boaba întreagă. Și poți să mori? Da, da, există cazuri de supradoză unde poți să mori. De obicei sunt oameni incredibil de cretini care înghită întreg gramul de MD deodată. Poți să mori mai mult de la MDMA decât de la amfetamină sau cocaină sau ketamină. Cum ai consumat tu prima oară MDMA sau pastile și care e istoria ta personală cu drogurile astea? Deci prima dată îmi aduc aminte și prima pastilă de ecstasy pe care am luat-o vreodată. Eram la Molotov, Vama Veche, doar ce se închisese Goblin, Vama Veche. Eu înainte eram rapper, mă duceam la muzică cu mesaje de gen când dau pe ghete o mie, știi că-s doar rănile sărăciei din copilărie, cum spunea Doc, și după ce s-a închis Goblin Vama veche și nu mai aveam CTC și Chimie și El Nino și așa mai departe, m-am dus la Molotov Vama veche, la Tehnoase, la muzică electronică. Există o cultură a drogului asociată cu stilul de muzică, adică la rap se consumă anumite droguri și după aia la tecnoase, cum spiritul, la muzică electronică se consumă, se consumă altele? Eu știu oameni care consumă MDMA și la muzică comercială, gen Sweet Dreams Are Made Of This sau um, Who Runs The World Girls, dar muzica electronică, în primul rând, se pliază pe inima ta, adică există o viteză a BPM-ului care se priază foarte mult pe inima ta. Există un DJ care se numește Marco Carola, care are același BPM la toate piesele ca să mimeze bătăile inimii unui om pe droguri și câteodată muzica aia te face să intri într-o stare bună. De exemplu, dacă ai consumat droguri, ieși din club să fumezi o țigară la spațiul de fumat, dacă stai prea mult timp acolo în liniștea și auzi doar vorbe dintr-un loc în altul, te panichează. Și atunci vrei să te întorci înapoi la muzică, unde este o muzică frumoasă și ritmată și te face să te simți din nou bine și îți ieși din stările de panică. Și ca să ne reluăm, să ne dăm înapoi la povestea ta personală. Cum ai ajuns tu să consumi prima oară? În ce context? Câți ani aveai? Care era situația și contextul tău personal ca să ajungi să consumi genul ăsta de droguri? Am început prima oară în Vama Veche, cred că aveam 17 ani, mai aveam colegi de liceu care făceau lucrul ăsta, știam deja că îi se zice boabă la pastila de extăzi, adică nu întrebai pe cineva, ai o pastilă de extăzi, frate, îl întrebai, știi vreo boabă sau ceva de genul, eu îl întrebam, știi vreo boabă, nu presupuneam direct că omul a vindea să-l întrebai boabe bro, și deja mă documentasem despre asta pe net, adică înțelegeam eu din cuvinte ce înseamnă fericirea și empatia și iubirea. Și am mers acolo la Tehnoase cu un prieten, întreb pe un om, doi oameni, trei oameni, ai o boabă, bro, ai o boabă, bro, îmi dă... La un moment dat, un Philip Plain portocaliu, aia a fost prima pastilă pe care am consumat-o, era așa hexagonală, avea un logo cu un craniu pe față și doi de P întors, unul într-o parte, unul într-o parte pe spate. Și sărăcia din mine la momentul ăla, eu nu știam că Philip Plain e un brand de haine. În Mangalia, dacă aveai Jordan, erai șmecher. Eu prima oară am crezut că Philip Plain e o pastilă de ecstasy și după aia am aflat că este un brand de haine. Am căutat pastila aia pe net să văd cât MDMA are în ea, dacă are 200-250. Nu știam că la logo am scris acolo PP. Pe, pe ecstasy pill, nu mi-a dat niciun rezultat, după aceea ecstasy pill with a skull on it, cu un craniu pe ea, erau foarte multe rezultate. La un moment dat am aflat că se numește Philip Plain, am căutat pe niște site-uri de specialitate cum ar fi Ecstasy Data sau Pill Reports. Ecstasy Data și Pill Reports sunt niște site-uri unde poți să cauți pastilele să vezi ce gramaj de MDMA au în ele. Se spune că consumul de droguri și substanțe în general răspunde la o nevoie neîmplinită ta sau unei suferințe, cum ai spus și tu, la ce crezi că răspundea în cazul tău consumul de pastile și de MDMA? Deci, MDMA-ul a fost lucrul care mi-a plăcut cel mai mult la petreceri. Mi-a plăcut MD-ul mai mult decât speed mai mult decât cocaina, mai mult decât ketamina, mai mult decât mefedrona, îți spun și de ce. Îmi topea inima, m-a ajutat foarte mult să exprim niște emoții în contextul în care eu aveam niște blocaje emoționale. Asta era cea mai importantă parte, pentru că eu crescând într-o familie unde era foarte multă violență, mai că mi-am certat mereu, mai că mi-a țipat mereu la mine, niciodată nu era mulțumită, luam nouă la școală, mă întreba de ce n-am luat 10, aveam o frică foarte mare ca oamenii din jurul meu să nu mă respingă, să nu țipe la mine, să nu facă alte lucruri cu mine, cum făceau părinții, și atunci mi-a frică să-mi exprim sentimentele, să le spun oamenilor ce înseamnă pentru mine, să pot să fiu un om empatic cu ei. Și am apreciat foarte mult toate sentimentele alea care au început să se nască în mine. Nu credeam că sunt capabil de atâta iubire și de atâtea sentimente. Îmi aduc aminte prima oară când m-a spart o pastilă de ecstasy, cum începe, simți niște valuri de căldură uriașe în stomacul tău, care pe măsură ce tragi aer în piept, acele valuri de căldură se duc în tot corpul și în momentul în care expiri aerul, se întorc înapoi în stomac. Mă simțeam absolut excelent, Aveam numai gânduri bune și fericite, îmi spuneam în gândul meu, te iubesc Vlad, ești un om minunat, aveam gânduri frumoase că viața e frumoasă și că merită trăită, aveam niște gânduri de empatie extraordinare față de oamenii care se adunaseră acolo în club la Molotovama veche, de genul, vă mulțumesc că sunteți toți aici, mă simțeam ca și cum ar fi fost o mare comunitate, deși oamenii aia poate n-aveau nicio treabă cu mine, ăsta era nivelul de empatie pe care îl simțeam la momentul acela față de ei. I-am spus unui prieten care era cu mine că îi mulțumesc că suntem prieteni și că a venit cu mine, că mă bucur că a venit cu mine. El a zis și eu, bro, mă bucur că am venit. Și erau niște sentimente uriașe și nu credeam că sunt capabil să am sentimentele astea față de oameni. Ai descris foarte bine beneficiile percepute de tine când consumai aceste substanțe. Care-i prețul? prețul pentru lucrurile acestea cu cât te ridică mai sus, te coboare mai jos. Și este un lucru care trebuie menționat, pentru că tu dacă în sine ești un om mai depresiv, ești un om mai trist în general, nivelul tău de moral în genul ăsta de lucruri este la minus 10, și te ridică foarte sus, o să-ți se pară extraordinar, mai extraordinar decât un om care nivelul lui de moral e la plus 10 în zilele normale. O să-ți se pare extraordinar ce se întâmplă și șocant de frumos, dar în momentul în care te lasă, tu nu mai ai destulă serotonină, destui hormoni ai fericirii. Și te duci într-o depresie mai puternică. Dacă ești genul de om care oricum erai predispus la depresii, adică făceai depresii din faptul că aveai o viață nașpa și o familie nașpa, te duce din ce în ce în ce în ce mai jos, te duce mai jos la nivel de depresie într-o depresie mai puternică, într-o stare de nimic nu merită trăit și de nu am motivație să fac nimic, să fac duș, să mănânc alte lucruri, o stare mai puternică decât un om care are un moral mai bun în viața de zi cu zi. Îmi aduc aminte că la un moment dat luasem și cealaltă jumătate de pastilă, pentru că pastila se ia jumătate cu jumătate, nu se ia toată pastila și după ce s-a terminat efectiv tot efectul ăla dimineață, pe lângă faptul că îmi înghețaseră mâinile, deci îmi înghețaseră, mi-am morțiseră mâinile, simțeam tremurit și curentări în degete care mă curentau în tot corpul, îmi venea să îmi pun mănuși pe mâini ca să nu mai înghețe mâinile, ceea ce era destul de dubios că era fucking iulie în vama vechi ar fi fost dubios să vezi pe cineva cu mănuși vara Bine, la clubul ăla de tehnose nimic nu era dubios În 2015 încă era la modă să porți ochelari de soare în club Vedeai mai mulți oameni cu ochelari de soare în noaptea, nu era chiar atât de dubios Nu ți interzicea nimeni să porți ochelari Și era mai bine decât doar să stai cu ochii închiși Dar acum ți interzice cineva să porți ochelari? Da, da, acum da, când am venit prima oară în București la facultate m-am dus la grădina Eden, care acum s-a închis și purtam ochelari de soare pentru că mie când mă, mă spărgea boaba îmi plăcea să țin ochii închiși și să mă concentrez pe ceea ce simt înăuntrul meu, pe senzația aceea plăcute la atingere, pe valurile de căldură, pe muzica aceea, pe toate gândurile plăcute că totul o să fie bine, că o să reușesc în viață. Și atunci închideam ochii ca să mă concentrez mai mult la lucrurile astea interioare. Și era mai puțin dubios să vezi pe cineva cu ochelari de soare noaptea decât pe cineva care stă cu ochii închiși și nu se mișcă toată piesa. Și a venit cineva la mine, m-a bătut pe umăr, dă ochelarii jos că te dăm afară și am dat ochelarii jos și nu m-au dat afară. Deci ceea ce ai spus tu mai devreme este că la nivel de consecință aceste substanțe nu se rezolvă problema ta de fond personală, ci mai degrabă ți-o exacerbează. Pe, pe moment îți se rezolvă problema, dar după aia te lasă mai jos decât erai înainte. Da, a doua zi, mahmurala de la pastile de ecstasy este mult mai puternică decât de la alcool. De la alcool este o mahmurală fizică. Te înțeapă stomacul, te doare capul, ți se usucă gura, dar tu încă mai ai motivația necesară ca să poți să faci lucruri în ziua aia, să gătești, să mănânci, să faci duș ce mai ai tu de făcut în ziua aia. La ecstasy este o mahmureală psihologică, poate nu te doare stomacul, dar nu ai o motivație să faci absolut nimic, doar aștepți ca ziua aia să treacă de la sine, să-ți revină nivelul de serotonină în corp ca să poți să te întorci să faci, lucr să faci lucruri în ziua aia. Te doare sufletul, nu corpul? Da, da, fix asta se întâmplă, te doare, te doare inima, nu, nu stomacul, ți-ai ți dat-o mai grav pe inimă decât pe ficat. Am ales să povestesc efectele astea de la pastile pentru că sunt niște efecte mai interesate decât ce știe toată lumea că mesteci gumă și că îți vine să mesteci în continuu. Astea nu sunt efectele care mă deranjau cel mai mult pentru că puteam să mestec o gumă două și aia era. Mai mult mă deranja că mi înghețau mâinile, că mi se ducea magneziul și calciul din organism, iar eu când mă întorceam acasă de la petreceri, luam magneziu și calciu ca să mă simt mai bine. Evident nu asta foarte mult, dar asta într-o anumită măsură și mai important decât atât, trebuia să aștept să treacă tot efectul de la pastila de ecstasy până să mă duc acasă la mine în Mangalia pentru că fiind în vama veche trebuia să mă duc și acasă în Mangalia, mama mea lucra la spital, avea experiență cu genul de oameni care consumă lucruri și dacă veneam așa cu pupilele super dilatate și ar fi dat seama dacă doar stăteam așa și îmi dădeam ochii peste cap și m-ar fi întrebat Vlad, de ce îți dai ochii peste cap și eu să fi fost la modul A, așa sunt eu, ironic și reticent, îmi dau ochii peste cap. Vlad, dar de ce doar mesteci mâncarea și nu o înghiți niciodată? doar mesteci în continuu, doar să savurez mai mult. Nu mergeau astfel de lucruri, trebuia să stau, să aștept până la 8 dimineața, să se ducă tot efectul și să fiu oarecum mai treaz. mi aduc aminte că în unele dăți îmi venea să plâng după ce se termina, pastilele, după ce se efectul de la pastilă. Nu plângeam, dar îmi venea să plâng sau eram trist sau aveam stări de anxietate. Mă mai duceam la niște oameni să le spun, bro, m-a luat nașpa de la boabă, dăm -mi și mie să fumez niște pai și îmi dădea oamenii să fumezi pai. Era o perioadă mai lejeră în Vama veche, unde nu trecea tagardă pe stradă și nu venea ginerele lui Oreste să-ți spună să uh, stingi paiul la Molotov în Vamă. Privind retrospectiv, regreți consumul sau nu regreți? Și în privința, să zicem, dacă există o sechele legate de consum? Consumul ăla a fost o idee proastă pentru că puteam să mă duc la psiholog să îmi rezolv problemele existențiale decât să fac lucrul ăsta cu pastilele de ecstasy. Singurul lucru bun în toată chestia aceea e că știam să mă opresc la timp, adică dacă mă simțeam prost de la o pastilă, nu eram genul acela de consumator care să mai ia o pastilă, încă o pastilă, încă o pastilă ca să mă simt mai bine. Ăsta e un lucru foarte greșit pentru că ție dacă deja îți vine să plângi după ce ai luat o pastilă din aceea, când ei 2, 3, 4, sigur plânge. Eu știu oameni care și-au dat în continuu la Sunwaves și la alte festivaluri și când ajungeau în cameră, după festival, plângeau. În momentul ăsta mai consum sau nu mai consumi? Nu, nu. Nu mai consumi genul ăsta de substanță? Nu, este cea mai, este cea mai periculoasă substanță MD-ul la petreceri, este mai periculoasă și decât cocaina și decât spidul și decât alte lucruri, pentru că poți să faci supradoză foarte ușor și are o mahmureală mai puternică decât la ele. Adică a doua zi e daună totală, la modul mă simt rău azi pentru că m-am simțit bine ieri. A meritat pentru tine să trăiești experiența asta sau n-a meritat? Fiecare experiență te duce mai aproape de ceea ce ești în momentul de față. Timpul oricum nu poți să îl dai înapoi. Au fost studii care arată că MD-ul te ajută din punct de vedere psihologic să treci peste depresie, dar sunt niște studii unde oamenii s-au și dus la psiholog vreo 12 ședințe. Adică nu a fost numai asta. Adică mai degrabă te ajută ceea ce extragi din experiență, nu experiența în sine. Da. Da, faptul că observi că ești capabil să fii fericit și să ai o anumită fericire în tine și după aia să ajungi să o cauți în lucruri mai sănătoase, nu să cauți fericirea numai ca să consumi pastile de extazi. Ai atins genul ăsta de trăire și natural, fără să ai aceste adjuvante, să nu numim așa? Da, da, în multe lucruri productive am simțit genul acela de fericire când am participat la stand-up, luasem locul 2 la Cupa 99, la Club 99, am ajuns în deschidere după aia, am atins genul acesta de fericire când m-am îndrăgostit de o fată și sentimentul a fost reciproc și ea mă plăcea și trăiam un fel de iubire și un fel de poveste de dragoste unde ne spuneam noapte bună, mă gândesc la tine țin la tine și alte lucruri de genul, ți se activau endorfinele și dopamina în creier. Deci am avut momente când am simțit lucrurile astea în mod natural, fără să consum lucruri. Cluburile din București. Asta se întâmplă, am luat la rând toate cluburile din București, m-am bucurat că am scăpat de familie și eram așa ca o pasăre care a ieșit din colivie și am luat la rând toate cluburile din București mi-au plăcut foarte mult cluburile. Aia a fost distracția mea ca să ies din viața cotidiană. Nu am fost genul de om care să se joace Warcraft în continuu și Call of Duty și chestii de genul. Am fost omul care a mers în cluburi. Am luat la rând toate cluburile de tehnoase pentru că era o muzică diferită. Îmi plăcea mai mult decât piesele alea pe care le știam cu Sweet Dreams Are Made Of This și Girls Run The World și piesele alea cu versuri pe care le știam. Am fost în toate cluburile de tehnoase din București. Am fost în Culture House unde era ieftin, era așa pentru studenți, 5 lei bere, de dădea jetoane, era o cameră sus unde se băgau tehnoase, vizuale, aceleași vizuale mereu, că n-a era sărăcie de unde alte vizuale, grădina Monteoru, grădina Eden, uh, club Guest House, Crystal, nu B52, am mai fost <coughs> în, în alte cluburi, la Hală, la platforma Wolf, Efectiv, în toate cluburile unde se băga muzică electronică, lumea în general consumă lucruri la petreceri, nu prea îți vine așa să îți dai o boabă prin casă și să te apuci să dansezi prin casă. De obicei se întâmplă asta la petreceri, unde cunoști tot felul de oameni. Cunoști și copii teribiliști care își dau foarte mult și stau după aia cu ochii așa și le zboară capul de la cât au luat. Cunoști și oameni ok, Cunosc și oameni foarte inteligenți care au un loc de muncă și o carieră, sunt programatori, sunt arhitecți, deci nu sunt niște terminați ai societății și niște lepre, doar că na, au niște probleme în viața lor personală. Știi cum sunt copiii de la școală care iau numai 10, dar ei iau 10 pentru că îi bat părinții acasă și îi jignesc și nu sunt niciodată mulțumiți de ei și poate nu au o relație bună cu partenerul de cuplu sau ceva la fel și oamenii aceștia cu cariere, am fost peste tot în toate cluburile de tehnoase din București. Am, am o grămadă de brățări, am o colecție de brățări acasă, de la toate cluburile, de la evenimente, de la Sunwich, de la Sunrise, o colecție întreagă de brățări de diferite culori. Cred că cei care ies sau care au prieteni care ies au văzut de multe ori colecția asta de brățări. De ce crezi că fac oamenii colecții de brățări? E un sentiment de apartenență, ca aparții unui fel de trib? Sau e o chestie experiențială ca aparții unei experiențe? De ce crezi că fac oamenii chestia asta cu brățările? Te face, să îți, te face să îți amintești de lucrurile plăcute, pentru că, în general, petrecerile sunt locuri în care te distrezi maxim, îți faci prieteni, cunoști oameni noi și te duce cu gândul la o experiență plăcută. E ca și când câștigi un premiu și ai un trofeu acolo și te uiți mereu la trofeul ăla și zici yes, sunt tare și le ai acolo. Plus că deschide un... Una... Deci faptul că ai multe brățări acasă deschide și un topic de conversație în momentul în care cine știe vine un prieten la tine acasă, vine o fată la tine acasă la date și vede brățările alea și după aia începeți să discutați despre cluburi, despre petreceri. A, eu am fost acolo, eu am fost acolo. Te duce înapoi la niște momente fericite din trecut. E ca și când ai un smeu acasă și ți-aduce aminte când te ducea că tu să înălțați smeul ăla. Dar dacă experiențele astea uh, se bazează pe substanțe chimice, nu există un element de falsitate? în povestea asta, adică... Ba da, ba da e ca la alcool. Te... Tu, de exemplu, ești un om anxios, îți e frică să vorbești cu fetele, îți e frică să vorbești cu alți oameni, să te împietenești cu ei și bei mult acolo, bei șaturi, bei bere, bei whisky ca să scoți din tine niște lucruri și să îți elimini stările de anxietate. Adică nu e experiența autentică sau o prietenie autentică, de fapt. E ceva ce tu proiectezi ca fiind autentic, nu? Până la urmă în privința brățărilor și a sentimentului că aparții unui grup, aparți unei experiențe colective, că experiența aia colectivă dacă e condiționată de substanțe, cât de autentică poate fi de fapt? Poate tu ai în tine sentimentele acelea de iubire și de empatie, dar ai multe blocaje emoționale și ai nevoie de Lucrurile astea ca să te dezgheți să poată să meargă mai bine interacțiunea. E ca și când ieși la un date cu o fată și bei un pahar de vin, o bere ca să te mai relaxezi, să nu pui presiune pe tine, vai ce zic, vai cum mă comport vai nu știu ce, e o, e o chestie socială ca să te ajute să treci peste stările astea. Asta nu înseamnă că nu te ajută dacă mergi la psiholog sau ceva, e doar o chestie care te dezgheață ca să meargă lucrurile mai bine. În timp, în momentul în care îți dai seama că oamenii te acceptă și te iubesc așa cum ești, nu mai simți nevoia să faci asta mereu și mereu, adică dacă mergi la mai multe date cu fata aia, ajungi să fii într-o relație cu ea sau ceva, nu consumi alcool, sau pastile sau prafuri de fiecare dată când te vezi cu ea, la un moment dat ajungi să fii confortabil cu ea, știi că te iubește și te acceptă așa cum ești și vorbiți ca doi oameni normali, vorbiți dimineața la cafea sau la micul dejun după ce v-ați trezit din somn și vorbiți ca doi oameni normali, ca doi adulți. Pentru că ce spui tu este că relaționarea, empatia și prietenia celor din club pe care îi întâlnești acolo este profund condiționată de faptul că și ei au percepția modificată nu? Adică ei nu te plac pe tine, ei plac ceea ce ei proiectează în tine conform substanțele lor pe care ei l-au consumat. Nu, ei în sine sunt niște oameni ok, doar că au nevoie de niște lucruri ca să scape de blocajele emoționale. Ei sunt capabili să fie prieteni cu tine, să te ajute, să fie niște oameni ok, au niște blocaje emoționale pe care nu știu cum să, se, cum să și le rezolve de în un, viața privată. De unde știi asta? De unde știi asta având în vedere că ei au serotonina peste o mie cât ar trebui să fie, au dopamina peste mie cât ar trebui să fie, cum poți să discern că ei sunt niște oameni ok când ei sunt profund modificați chimic? Și... Pentru că ajungi să-i cunoști după aceea, adică faceți schimb de Instagram, de Facebook, îi mai chem la un show de stand-up sau vă întâlniți la ei acasă și nu mereu se întâmplă să consumați lucruri. Mi s-a întâmplat, de exemplu, să merg la sală cu niște prieteni care i-am cunoscut în club sau să încep o afacere cu Airbnb, cu niște oameni pe care i-am cunoscut în club și să-mi dau seama că sunt niște oameni ok, dar fiecare om în momentul în care ai un contact nou un om nou pe care nu-l cunoști te gândești poate nu o să mă placă, poate o să mă respingă, poate sunt dubios, poate n-are chef, poate, poate se întâmplă ceva și lucrurile acestea îți provoacă o stare de anxietate și după ce îți dai seama că e doar în capul tău și omul ăla chiar vrea să fie prieten cu tine chiar te place, chiar rezonați, chiar vă plac aceleași lucruri, sunteți la fel de inteligenți și aveți aceeași părere despre lume și viață și despre ce se întâmplă E, e mult mai ok, și cu fetele în cluburi e la fel te gândești bă, dacă are prieteni, dacă îi place de mine, dacă o să țipe la mine cum țipa cum mea, mea o da să se întâmple să știu știu nu și trăiești cu mamii, ișurile astea și cu toate problemele astea Și în momentul în care în sfârșit te duci la fata aia și îi spui că îți place de ea Îți dai seama că ai trăit într-o minciună toată viața pentru că fata aia te place așa cum ești Și zice că și eu te plac și mergeți împreună, faceți o plimbare, ieșiți la țigară Vrea să vină după aia la tine acasă să mâncați ceva sau să vedeți un film sau să fumați un pai Și, și e totul ok Adică toată anxietatea asta care prieten sau că nu o să te placă sau că o deranjezi e doar în capul tău, ea chiar se bucură și apreciază faptul că ai avut curajul să o abordezi și să te deschizi în fața ei. Și oamenii în general se bucură, adică dacă îi spui cuiva mă bucur că suntem prieteni, mă bucur că te-am cunoscut, mă bucur că ai venit aici, omul ăla o să te aprecieze maxim pentru asta, nu o să zică ce retardat, ce fătălău, e doar în capul tău. Dar asta se întâmplă și pe trezie. Dacă îi spui unui om autentic că te bucur să-l vezi să fie lângă tine, poate are mai mare greutate când ești treaz decât când ești luat. Da, pe fiecare om are anxietățile lui și de asta se întâmplă lucrurile astea. Adică trebuie să treci cumva peste asta și să-ți faci curaj, să-ți faci prieteni noi. Eu când am mers prima oară în cluburi, venisem din Mangalia în București și nu aveam mulți prieteni în București, prietenii mei rămăseseră în Mangalia, în Constanța, unii au plecat în Anglia, aveam puțini prieteni, le scriam hai să mergem în club, unul era plecat, unul era la muncă, unul stătea cu gacică sau unul nu avea chef și nu mi-a plăcut niciodată să trag de oameni, să insist în continuu, cum adică n-ai chef să mergem în club, păi pofta vine mâncând, păi să vezi ce o să te distrezi, cum să nu-ți placă să mergi la tehnoase, toată lumea merge la tehnoase, nu am fost niciodată genul de om să insist în continuu, hai bro să mergi cu mine, să mergi cu mine. Mi s-a întâmplat să mă duc și singur în club și să cunosc oamenii acolo, să mă accepte în anturajul lor, să fim prieteni și să stau cu anturajul ăla toată seara. După aceea să facem schimb de Facebook, de Instagram, să rămânem prieteni și să ieșim în continuare în cluburi, dacă tot ne plac tuturor aceleași lucruri. Ăsta e un skill care te ajută în viață să poți te duci singur într-un loc și să-ți faci prieteni. După aia dau un exemplu, poate într-o zi te saturi de România și vrei să pleci în Anglia, să zicem, poate n-ai un grup de prieteni să pleci cu ei, poate n-ai un partener de viață să pleci cu el, poate n-ai prieteni în Anglia să te găzduiască în casă la ei. Te duci singur acolo și nu poți să rămâi singur toată viața, trebuie să socializezi cu englezia, să le zici Hello mate, how are doing? My name is Vlad, nice to meet you, what's up? Hello mate. Apropo de singurătate, cum e când ești singur, singur? Cum e când ești bilț cu bilț? Cum se mai înțelege acum bilț cu bilț? Când sunt singur, încerc să nu fumez iarbă când sunt singur, să urmăresc seriale, să ascult muzică, să trăiesc cu singurătatea în mine, adică să accept singurătatea ca e o parte normală din viață și să nu mă simt abandonat, lăsat de izbeliște și să, na, să ascult muzică, să mă uit la filme, să fac niște lucruri ok. Mi s-a întâmplat să vreau să intru în relații cu femei doar pentru că mă simțeam singur și mă gândeam, bă, dacă fata asta ar veni și ar trăi cu mine la mine acasă, nu m-aș simți atât de singur pentru că ar fi mereu cineva care să mă aștepte acasă când vin de la job, de la filmări. În momentul ăsta te placi suficient de mult cât să te bucuri de propria ta companie? Da, am o părere mult mai bună despre mine decât aveam acum câțiva ani și o stimă de sine mult mai ridicată. Și fără să consum lucruri sau să-mi o dau la modul grav. Mai am un lucru de menționat legat de oameni inteligenți și ok din cluburi. Câteodată când ești foarte inteligent... Se întâmplă să consum droguri mai mult pentru că viața nu este atât de interesantă când ești foarte inteligent. E ca și când, să zicem, acum 3000 de ani întreba cineva de ce e o furtună pe mare și începea o poveste de aia super interesantă că zeul nostru Poseidon se luptă cu crecănul pentru independența Imperiului și pentru salvarea omenirii și rămâi la modul wow! ce interesant e de ce e furtună pe mare. Acum când îți vine o explicație de asta super științifică, curenții maritimi cu o viteză de 90 de km pe ore și clima temperat oceanică și strântoarea Gibraltar care are o formă care favorizează genul ăsta de curenți și tornade, adormi, e super plictisitor de ce e o furtună pe mare. Când e super inteligent și îți povestește un prieten ceva, tu deja Sesizezi finalul poveștii, punctul culminant cum se termină, și câteodată nu ai răbdare ca acel om să termine povestea, pentru că tu știi deja cum o să se termine și știi punctul culminant și viața nu e atât de interesantă pentru tine. De asta, mulți oameni inteligenți consumă droguri, pentru că ei caută cumva să-și pipereze viața, în loc să facă alte lucruri, să facă sport, să facă bani, să nu știu să facă stand-up, să aibă niște obiective și niște lucruri care să-i provoace. Și să-i pună la încercare. În momentul în care fiecare zi e aceea zi, adică lucrezi de acasă, ai aceleași tascuri, dai aceleași taste pe calculator, să programezi, e fix aceea zi, nici măcar nu te duci la muncă cu colegii să mai stai la o țigară, la o glumă, și faci același lucru, viața devine foarte plictisitoare. Cu cât ești mai inteligent, viața devine mai plictisitoare și trebuie să găsești niște lucruri să te provoace și să te excite ca să continui. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vă place proiectul cu High Life, puteți să îl susțineți pe Patreon. Am linkul de Patreon în descriere pe Instagram, am linkul de Instagram în descriere în descriere pe YouTube. O să urmeze și alte episoade cum ar fi Speed Cocaina săracilor, Cocaina, Drogul pe care nu ți l permiți, LSD, Liga Superioară a Drogurilor, Ciuperci, nu am găsit încă un titlu frumos pentru ciuperci, dar o să, o să continue și o să avem din ce în ce mai multe episoade. Sper că v-au ajutat informațiile acestea să înțelegeți fenomenul. Sper că nu o să înghițiți niciodată o pastilă de ecstasy cu totul. Să nu credeți că îndemn la consumul de droguri. Sunt conștient de faptul că și dacă vă spun nu consumați droguri, sunt copii teribiliști și orgolioși care sunt la modul lasă moșule că știm noi mai bine și tot o să consume. Și am fost și eu acolo încăpățânat și teribilist, sunt și berbec și îmi place să dau cu capul de tot cu uși și de lustre și absolut de tot. Știți cum se spune, nu... Câteodată te să dai cu capul de pragul de sus ca să-l vezi pe de jos și eu fiind mai încăpățânat rămneam la modul aduc pragul ăla, aduc pragul de sus să dau cu capul în el să-l sparg și atunci măcar să fiți în siguranță și să nu vă riscați viețile în mod aiurea. Eu vă mulțumesc tuturor și distracție plăcută la petreceri. Fiți niște oameni ok și aveți echilibru în viață.